Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Coloseni, la capitolul 3, și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 8 și vom încheia cu versetul 15. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 8, Cuvântul Domnului spune: Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Vreau să aduc înaintea bisericii trei perspective în ce privește restaurarea relațională. Eu cred că este un punct esențial în ce privește biserica. Biserica Domnului este o biserică, este o lucrare, are de-a face cu un organism unit care are legătură, și anume relații. Relații înseamnă să ai legătură unul cu celălalt. Prea de multe ori deja ne-am obișnuit cu imaginea de biserică unde nu avem relații. Cunoașteți astfel de biserici? Mâna sus, unde nu există relații, ok? Nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să stabilim foarte bine astăzi, să ne consolidăm în adevăr, legat de relație, că nu aceasta este voia lui Dumnezeu. De aceea noi ca și biserică trebuie să definim foarte bine ce vrea Dumnezeu cu relațiile noastre. Și trei perspective importante și fundamentale. E un subiect foarte vast, restaurarea relațională, dar trei perspective de bază de la care putem pleca, ramifica în multe alte subiecte și vom atinge și la capitolul dragoste, ne vom întoarce la acest aspect, pentru că, vedeți, dragostea, Domnul nu ne spune să ne iubim cățelul, pisica, e natural, da? Unii iubesc mai mult căței decât frații, da? Ok, aviz amatorilor, da? Noi trebuie să ne iubim unii pe alții, așa vă vor cunoaște ca pe ucenicii mei. Ei, cum să te iubești unul pe altul dacă relația ta este afectată, este stricată? Și se întorc oameni la Hristos cu relații stricate, cu relații distorsionate, cu relații greșite în gândirea lor, deci au o perspectivă greșită în gândirea lor despre relații, și atunci trebuie să ne conformăm Cuvântul lui Dumnezeu, să ne înnoim, și am spus clar, cuvântul înnoit înseamnă renovat, restaurat. Să ne restaurăm gândirea noastră în ceea ce privesc relațiile, pentru că noi mai întâi gândim, simțim și acționăm. Și noi toți dorim să avem un rezultat bun, da? Amin? Prima perspectivă care vreau să o aduc și o aveți în buletinul vostru este perspectiva globală. În ce privesc relațiile, îmi place acest verset din capitolul 3, versetul 11, aici sau acum nu mai este. Nu mai este nici barbar, nu mai este nici grec, nu mai este nici roman, nu mai este nici iudeu. În Iisus Hristos toți suntem la fel.
Ceea ce a făcut Hristos și standardul care l-a dus în ce privesc relațiile este un standard ridicat, este o perspectivă globală în ce privesc relațiile. Iată că Hristos aduce promisiunea aceasta că poate restaura relațiile dintre națiuni, dintre etnii, dintre țări, dintr-o civilizație și alta care diferă una de cealaltă. Și în timpul în când Pavel, apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt, pune asta în epistola către Coloseni și nu numai, scrie și la Romani și scrie și în alte epistole, când pune aceste cuvinte, Duhul Sfânt acolo, erau două civilizații care se băteau într-un fel cap în cap cu influențe diferite, și anume civilizația grecească și civilizația romană, care mai de care își cerea drepturile și spunea și avea pretenții despre cine avea influența cea mai mare. Bineînțeles, la ora aceea exista un imperiu, dar foarte interesant, un imperiu care împrumutase foarte mult din civilizația greacă. Iudeii se vedeau excluși din Imperiul Roman, din influența grecească, ei erau poporul lui Dumnezeu. Și iată, erau conflicte în ce privesc civilizațiile, în ce privesc națiunile. Și Hristos ne spune că în El nu mai există acest conflict. Nu ar mai trebui să existe acest conflict. De aceea, dacă veți citi Evanghelie, veți vedea de multe ori, Domnul Iisus a fost ispitit să-și dea cu părerea legat de aceste relații între națiuni, între etnii, între rase. Vreau să vă dau o mărturie personală ca și român. Înainte să mă întorc la Domnul, am avut această latură negativă în viața mea legat de alte etnii. Nu vi le spun. Îi uram. Aș vrea să vă ilustrez într-o imagine fără prea multe detalii. Spuneam, dacă aș avea o armă, m-aș duce în locul ăla și aș ciuri pe toți. Asta era statutul inimii mele. Și cred cu toată tăria că dacă ar fi existat o circumstanță, un conflict armat, gen țările din jurul nostru, m-aș fi implicat voluntar și mi-aș fi depus energia, talentul pentru a-mi exprima această ură față de anumite rase sau etnii. Vorbesc de rase și etnii apropiate nouă sau în jurul nostru, cât și dintre vecinii noștri. Aveam această ură. Ce credeți? Când te întorci la Hristos, te trezești dimineața în prima zi și zici: wow! Nu mai am probleme cu țiganii! Nu. Se poate întâmpla să simți diferit. Dar pe ce bază vor fi emoțiile acestea sau vor continua aceste emoții? Ok, nu mai simți acea ură pentru că ai primit dragostea lui Hristos. Dar cui... La cine scrie Apostolul Pavel? Celor nepocăiți? Ne scrie nouă. Celor de atunci, care se numeau copilul Dumnezeu, și celor de astăzi, adică mie și ție. Și dacă Duhul Sfânt a ales ca să ne transmită acest mesaj, să spună, știi, în Hristos nu mai există nici țigan, nici român, nici maghiar, nici german, nici american. Și când am auzit că în Hristos trebuie să ne iubim indiferent de naționalitate, de etnie, de rasă, trebuie să ne iubim. Și dacă nu putem, înseamnă că este ceva incorrect în noi care trebuie corectat. Înțelegeți? Domnul Iisus nu a pus ordinea aceasta. Dacă, și eu știu de ce spun aveam o ură, pentru că trăiam într-un oraș în care respectiva rasă făceau legea. Se băgau în față la rând și niciun român nu comenta. Nu puteai să deschizi gura că venea cu 20-30 și te luau la bătaie. Și ura aceea crescuse. Și am făcut două lucruri. Gândirea mea s-a schimbat, emoția mea s-a schimbat imediat după pocăință
și acțiunile mele s-au schimbat. Unde credeți că m-am dus? În cartier de țigani. Nu spun romi, da? Pentru că... Haideți să rămânem la cuvântul care... Să nu mergem în conformitate. Eu sunt român, ăla țigan, ăla maghiar, dar vreau și nu spun cu ură, nu o spun în sens negativ. Să fac diferență. M-am dus acolo și am vestit Evanghelia. Și țiganii aceia au devenit cei mai buni prieteni ai mei. Când intram pe ulițile acelui cartier, țiganii aia, a venit fără el! Și mă gândeam și le spuneam, le transmiteam, știți, v-am urât mult. Nu v-am suportat. Și dacă țiganii au anumite defecte, vreau să vă spun că au și talente. Așa cum și noi avem talente, dar avem și defecte. Țiganul are un simț, mă, te simte dacă ești fals. Ați avut experiența asta? Să vă simtă, să vă... Te simte, nu poți să joci. El are o sensibilitate emoțională extraordinară. De aceea sunt foarte bun muzicieni, că îți trebuie acea sensibilitate. Vedeți, dacă nu, trebuie să ai chestia aia în tine. Și Dumnezeu o folosește. Are părți pozitive, părți negative. Și Dumnezeu mi-a schimbat gândirea. Dar vedeți, mulți dintre voi stau pe scaun și zic, da, da, așa este, în Iisus Hristos. Dar cum acționezi? Acțiunile tale spun ceva despre gândirea ta schimbată. Domnul nu ne dă o serie de reguli. Știți, când ăia sau ăia vor fi civilizați, vor fi educați, vor merge la școli, nu vor mai mirosi, atunci să iubiți. Și atunci nu va mai fi nicio diferență. Nu, nu. Dacă este în Hristos, este fratele tău, este sora ta. Și vă lansez o provocare. Când veți avea de-a face sau când veți lucra în anumite zone, luați-vă inima în dis dacă știți că aveți probleme și dați o îmbrățișare. Haide, frate, haide, vină încoace, dacă ești frate, da? Haide, frate, vină încoace să te îmbrățișez. Domnul să te binecuvânteze, te iubesc. În ciuda lucrurilor, lipsurilor din viața ta, pentru că nici eu cu tine sau tu cu mine nu faci la fel. Avem lipsuri. Cine are lipsuri în viața lui? Toți, ok? Dar nu acționăm în conformitate cu lipsurile noastre. Nu zicem, bă, ăsta cam întârzie la program, nu pot să-l îmbrățișez. Exprimați-vă dragostea, dar nu raselor la care vă elege, ci tuturor celor care sunt în Hristos. Vreau să vă spun, mi-am urât nația. Deci nu numai că îi uram pe unii de anumite rase sau etnii, am urât națiunea noastră. Zic, de ce a trebuit eu să mă nasc în România? Bă, de ce n-am fost și eu blond cu ochii albaștri? De ce trebuia eu când eram copil mic să-i mint pe aia din bloc la mine că mama m-a uitat mai mult la soare când am fost la mare? Și din cauza aia mi-a afectat pigmentul și sunt mai puțin mai brunețel, așa, cu toate că n-am nicio legătură. Dar numai că, din cauza că îi uram pe ea, nu vreau să fiu în categoria aceea. Vedeți ce ciudat? Și uram. Uram că de ce sunt român. Și nu am și eu un accent din ăla, mai așa. De ce trebuie să zic bună ziua și să nu zic hello? Dar Hristos, când a venit în viața mea, a zis, ok, s-au stricat cartofii și varza, trebuie să o scoatem din beci. Asta face Domnul, curățenie de primăvară, intră și începe să scoată. Și după aceea dă și o zugrăveală bună, să fie totul curat alb. Amin? Asta să facă Domnul în ce privește perspectiva globală. Vedeți cât de mult? Vreau să vă dau un indiciu. Știați că în ce privește perspectiva globală, Hristos a adus mari schimbări. Și nu vorbesc despre latura aceea de creștinism fals care a adus războaie, care a adus conflicte mondiale. Vreau să vă spun de cea mai mare parte. Faptul că Hristos a introdus în rugăciunea Tatăl nostru, domnească, în rugăciunea dumnească, iartă-ne greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Faptul acesta a adus la stingerea unor conflicte mondiale. Știați lucrul acesta? Faptul acesta că
Hristos a adus iertare, a adus perspectiva restaurării relațiilor. Știați că a adus la unirea unor națiuni, a adus la formarea unor națiuni. Există o perspectivă globală, nu numai în ce ne privește pe mine și pe fratele de lângă mine, e ceva global, ceva mondial. Statele Unite ale Americii, care este un stat unit, pe când spun aia un cuvânt să unesc toți și pornesc la război, oriunde ar fi nevoie, ei se duc acolo. Dar la bază sunt națiuni, rase, etnii, mii. Dar baza fiind credința în Hristos, i-a adus împreună, la unitate. Biserica noastră va fi o biserică colorată, așa cum este și astăzi. Va avea loc atât românul, cât și maghiarul, cât și țiganul, cât și germanul, și evreii, mai ales evreii. Mulțumim Domnului că în biserica noastră deja avem oameni ca reprezentanți. Considerați-vă reprezentanților aici. Avem oameni de naționalitate germană. Spune, Doamne, vreau Sași din orașul Brașov să-i aduci la Hristos. Ești țigan. Doamne, vreau ca țiganii să fie atinși de Evanghelia ta. Vreau ca să vină la Hristos. Fii acel preot care mijlocește. Și vreau să vă spun, o să vedeți transformare. Când lucrurile acestea se mișcă în inima noastră, se va mișca și în lumea supranaturală. Când noi vom face pașii pe care Hristos i-a dat în cuvânt, vom vedea roadele. Perspectiva personală, dar înainte să vorbesc despre perspectiva personală, aș vrea să mai spun un indiciu. Știați că chestiunea aceasta, perspectiva aceasta globală a dus la abolirea sclaviei. Wilberforce, dacă nu greșesc, ok? În 1785 se întoarce la Domnul. Era implicat în politica Marii Britanii, era în Parlament și se întoarce la Domnul după 2 ani, se întâlnește cu un om care pleda pentru abolirea sclaviei și acesta le influențează atât de mult viața încât din momentul acela, timp de 26 de ani, inițiază un proiect pentru abolirea sclaviei din Imperiul Britanic. Lucru ce a dus mai târziu la abolirea sclaviei pe întreg pământul. Și bazele acestui proiect erau bazele credinței în Hristos. Faptul că în Hristos nu mai există, așa cum ne spune cuvântul, nu mai este nici rob. Pe lângă etnii, pe lângă rase, nu mai există nici rob, stăpân și rob. Cu toate acestea, vă dau un lucru, un studiu spune că în anul 2000, în lume, în anul 2000, adică acum 12 ani, în lume, se numărau 27 de milioane de sclavi existenți. Deci abolirea sclaviei ca principiu general, global, a avut loc, dar încă n-a pătruns peste tot. Și Domnul își va arăta puterea. Amin? Tot vorbim de global pentru că sunt lucruri importante. Diferența dintre bărbați și femeie, tot datorită credinței, a fost restaurată. Pentru că nu numai prin faptul că prin creație, ca să lămurim un lucru, prin creație bărbatul și femeia sunt diferiți. Sunteți de acord, da? Ok, cineva? Dacă nu, putem să programăm consiliere la sfârșit. Ok, bărbatul și femeia sunt diferiți prin creație. Prin roluri suntem diferiți, da? Ar fi ciudat ca copiii mei să-i spună soției mele tata, da? Avem roluri diferite, responsabilități diferite, suntem creație diferită, dar ca și valoare, ca și drepturi, suntem egali. Amin? Și asta a dus creștinismul. Asta a dus creștinismul. Nu uitați, acesta a dus creștinismul. Această diferență. Ok, alte lucruri care au atins lumea la nivel global au fost faptul că relația cu Hristos în ce privește restaurarea relațiilor, grija de săraci, proiecte sociale globale au fost inițiate de credincioși.
Orfelinatele au fost inițiate de credincioși. Foarte multe lucruri în ce privesc implicarea celui bogat în relația cu cel sărac este stabilit în Scriptură. Sunt pasaje, nu avem timp să le citim. Dar sunteți de acord cu mine, da? Haideți să citim Galateni, notați-vă, Galateni 3, de la versetul 26 până la 28, spune: căci, atenție, toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Și ca să rămân la acest lucru, continuăm imediat cu citirea celorlalte versete. Toți suntem copii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Vreau să vă spun un lucru. Și lucrul ăsta este foarte important, are de-a face cu restaurarea emoțională, cu ceea ce am vorbit, și cu restaurarea mentală. Puneți bine în mintea ta, în fața lui Dumnezeu Tatăl, nu există nicio diferență între mine și tine. Tatăl din ceruri nu are copii favoriți. Da, știți de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că unii dintre voi gândesc, da, El este omul lui Dumnezeu. Nu este adevărat. Faptul că eu slujesc în Biserica Punctul Zero ca păstor senior, asta arată o responsabilitate care o am. Dar valoarea și importanța înaintea lui Dumnezeu este la fel. În comparație, da? Tu și eu suntem la fel în fața lui Dumnezeu. Tu și Reinhard Bonnke sau alți oameni mari al lui Dumnezeu din lumea asta sunt egali. Ăla nu vine cu pașaport special, înțelegeți? Cu liberă trecere. Păi, dă seama cum primește Tatăl din ceruri pe Reinhard Bonnke. Deci, eu nu pot să vin ca el. Sau pe Paul Negruț, sau mai știu pe ce predicator ți-a marcat ție viața. Înaintea lui Dumnezeu, noi suntem egali. Și vii, suntem egali. Nu are preferație. Mă, tu ești mai ascultător, pe tine te iubesc mai mult, dar pe tine nu te iubesc. Bă, du-te la colț. Stai pe nuci, în genunchi. Unii au gândirea aceasta și nici nu vă dați seama. Pentru că în casele voastre ați primit diferență de raport din partea părinților. Și am fost crescuți în ideea aceasta, în imaginea aceasta. Și când vii la Dumnezeu zici, da, dar pe mine nu mă poate asculta cum l-ascultă pe El. Că pe cutărică l-ascultă mai bine, dar asta vine din trecutul tău. Să ai în minte lucrul ăsta, nu există diferență între copiii lui Dumnezeu. Versetul 27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, ce spuneam mai devreme, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Amin? Perspectiva personală. În Matei, capitolul 5, și vă îndemn să deschideți împreună. Restaurarea relațiilor în perspectiva personală este foarte profundă și începe cu predica de pe munte, pentru că predica de pe munte este mesajul lui Hristos pentru bazele credinței creștine. Chiar dacă este o predică puțin mai greoaie, dar ea este de fapt simplă dacă o înțelegi corect și vorbește despre bazele credinței. Matei, capitolul 5, de la versetul 38, citim, sper să pot, ok? Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, zice Domnul, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Orice cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia cămașa, lasă-i și haina. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă deloc, mergi cu el două. Celui ce își cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Că cel face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați?
Nu fac așa și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și poți să-ți iei acest pasaj ca și referință în ce privesc relațiile tale personale. Bă, nu pot să-l iubesc pe asta, mă. Bă, nu pot să am relații cu el. Aud pe unii credincioși spun lucrul acesta. Vreau să vă spun, ieși în afara statutului de fiu al lui Dumnezeu. Ca să fiți fii ai Tatălui, trebuie să trăiești ceea ce scrie acolo. Și eu vreau să... Acum, haideți să vedem că mulți dintre voi așteaptă așa o intervenție supranaturală. Bă, îl urăsc pe ăsta, mă. Și zic, Doamne, îl urăsc, dă-mi tu putere să mă schimb. Nu, trebuie să faci ceva ca să te schimbi. Nu zice acolo, dacă ai un vrăjmaș, un dușman care te urăște, tu să te duci să te rogi pentru el și să stai acolo, să aștepți. Nu, exprimă-ți dragostea. Roagă-te pentru el, binecuvântează-l. Înțelegeți? Prin acțiune declar un război spiritual. Noi de multe ori avem această imagine și face parte din război spiritual, dar de multe ori imaginea noastră despre război spiritual este să ne ducem pe un deal sau să stăm poși rugăciune, să dărâmăm zidurile prin poși rugăciune. Da, este parte din război spiritual, dar cea mai importantă parte a războiului spiritual este să acționezi în conformitate cu adevărul. Acționând în conformitate cu adevărul, tu faci o declarație. Vreau să fiu și sub ascultare de Domnul meu și de Stăpânul meu. Și atunci ai să vezi și putere. Și iarăși vă dau o mărturie personală. Pe lângă faptul că uram anumite rase etnii și aveam probleme cu statutul de român și de locul în care m-am născut, uram și părinții mei. Aveam o ură legată de părinții mei. Nu-i suportam. Nu odată am declarat și spre rușinea mea spun lucrul acesta, nu odată am declarat și am zis, mi-aș dori să moară. Și probabil că sunt singurul din România care a spus lucrul ăsta. Dar chiar dacă aș fi singur, asta a fost starea mea. Îi uram. De multe ori mă gândeam că cu siguranță au făcut aia vreo greșeală la maternitate și au luat un alt copil. Eu nu sunt copilul lor. Asta dezvoltam eu în mintea mea. Ură, ură, ură. M-am întors la Domnul și părinții au început să se opună credinței în Hristos. Au început să pună piedici, nu mă lăsau la biserică. Eram la 18 ani. Era foarte interesant contrastul. La discotecă până la 4-5 dimineața mă lăsau și nu spuneau, de multe ori am venit beat acasă, miroseam atutun de la o poștă și nu ziceau, unde ai fost, mă, nenorocitule? Dar după ce m-am pocăit, veneam de la biserică, unde ai fost, mă? Și era această tensiune și știam că Domnul spune în cuvânt să-mi iubesc aproapele și nu știam cum să-mi exprim lucrul acesta. Și iată că vine un misionar care mi-a vestit Evanghelia și mi l-a prezentat pe Hristos și aveam mare încredere în el, m-am dus la el și i-am spus, vreau să-mi spui cum să mă compor cu mama. Mă așteptam să-mi dea un alt sfat. Zic, uite că maică mea mă oprește să mai merg la biserică, vorbește rău despre biserică și toate lucrurile negative care le spunea despre Hristos și mă așteptam să-mi spună, Fănel, ai 18 ani jumate, poți să pleci de acasă. Deci vă spun, asta așteptam. Și așteptam să-mi spună și dacă îmi spunea, în momentul următor o făceam. Și îmi zice, Fănel, i-ai zis vreodată mamei tale, mamă, te iubesc? Zis, poftim? Zis, te duci la mama ta și să spui, mamă, te iubesc. Zis, nu i-am zis niciodată, dar nu, nici ea nu mi-a zis mie ce. Nu, eu te-am întrebat pe tine. Dar zic, i-ai dat vreodată mamei tale un buchet de flori? Nu, probabil când era la grădiniță, buchetul ăla de ghiocei, de o martie, ceva de genul. Și am zis, asta trebuie să faci.
Da, dar nu, asta trebuie să faci. Emoțiile mele spuneau altceva decât spunea cuvântul și decât îmi spunea acest misionar. Și atunci am acționat. M-am dus acasă pentru prima oară și am spus mamei mele: mamă, te iubesc. Ce, mă, ce? Doamne ferește, deci ce cu tine? Da, și, da. Deci nici n-a știut să primească acest lucru din partea mea, dar pentru mine a fost o valoare care am făcut. Poate astăzi tu va trebui să faci la fel. Să mergi acasă și să spui mamei tale, tatălui tău: tată, mamă, uite, nu ți-am spus niciodată, dar vreau să spun, te iubesc. Sau să-i duci mamei tale, dacă ești băiat, du-i mamei tale un buchet de flori și să spui: mamă, uite, vreau să spun, te iubesc, îți mulțumesc că ai avut grijă de mine. Și lucrurile astea sunt o declarație pentru împărăția Întunericului. Și hai să vezi o binecuvântare în viața ta. Mi-aduc aminte, mi-e atât de viu, chiar dacă au trecut 20 și ceva de ani. M-am dus la tatăl meu și pentru prima oară nu i-am mai zis: să rămână tată. I-am zis: salut tată, vreau să spun te iubesc, și l-am luat în brațe. Chiar dacă am simțit că am luat un stâlp de beton de luminat pe stradă în brațe, a stat așa, nici n-a știut ce să facă. Dar cuvântul Domnului spune să fac lucrul acesta și l-am făcut. Și astăzi, chiar dacă părinții mei nu sunt întorși la Domnul, dar e o relație caldă. Ce faci tu de a declara adevărul în viața ta? Există această perspectivă personală. Poate va trebui să acționezi. Vedeți, când Hristos vorbește despre relații, atinge și latura murdară a relațiilor. Poate trebuie să rupi relații. Orice relație în care este implicat sau sunt implicate lucruri care nu au de-a face cu adevărul, trebuie să intervii acolo, chiar dacă doare. Vedeți, câteodată, chiar dacă Domnul vrea, își dorește restaurarea relațiilor între copil, părinte, părinte-copil, totuși El spune că unii trebuie să iau o decizie pentru El sau pentru părinți. Cuvântul spune, ne aduce lucrul acesta și vă îndemn să deschideți împreună cu mine Matei, capitolul 10. De la versetul 31. De să nu vă temeți. Da, de la versetul 32, mă scuzați. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacră sa. Acum să nu vă folosiți de versetul acesta, da, uite, vezi, spune cuvântul că nu trebuie să o iubesc pe soacra mea. Cuvântul se zice să ne iubim și să ne rugăm pentru vrășmași. Și dacă soacra ta face parte din vrășmași, iubește-o, roagă-te pentru ea, binecuvântează-o. Și omul va avea, atenție, versetul 36, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Pe de o parte, Dumnezeu dorește pacea, dorește dragostea, dar unii dintre noi au făcut lucrul acesta, au dat buchet și au cinstit părinții, își iubesc părinții, își ajută părinții. Dar ce faci atunci când trebuie să iei o decizie între Hristos și părinții? Vedeți, restaurarea relațională are de-a face cu plătirea unui preț. Restaurarea relațională are de-a face și cu punerea priorităților corecte. Pe primul loc Dumnezeu. Pe primul loc Dumnezeu. Nici soția, nici soțul, nici copiii, ci Dumnezeu. Pe al doilea loc, atenție, biserica. Și o să vă explic de ce în câteva cuvinte. O să reluăm lucrul acesta. În biserică sunt oameni, bărbați și femei. Și așa cum vine ordinea, așa și în biserică
Dumnezeu pune ordine. Prima persoană, ca și importanță, este soția mea în biserică. Nu păstorii, ci soția mea. Apoi copiii mei, apoi păstorii din biserică și așa continuă. Dumnezeu, când intervine în relațiile noastre, așează, pune ordine. Și câteodată ordinea aceasta s-ar putea să deranjeze. Pe cel de aproapele tău, pe cel mai de departe, eu a trebuit să iau decizia între părinții mei care îmi interziceau să merg la biserică, care se opuneau să merg la biserică, și Hristos. Pentru că Hristos mă spune, dacă te vei lepăda, mă voi lepăda. Dar pentru prima oară în viața mea am putut să fac lucrul acesta, să iau decizii corecte, înțelepte, dar în dragoste. Să spun, tată, mamă, vă iubesc, țin la voi, dar de Hristos nu mă pot lăsa. Dumnezeu poate astăzi intervine în ordinea ta, în ordinea familiilor, în ordinea familiei, în casa ta, în relația cu soțul, în relația cu soția, în relația cu copiii. Vreau să vă spun că la toate perspectivele astea două, globală și personală, există perspectiva divină. Domnul Iisus Hristos a răsturnat toate valorile acestei lumi. Evreii spuneau să nu te atingi de leproși. El s-a dus la leproși și i-a vindecat. Prostituatele erau alungate și omorâte cu pietre. El a lăsat să pice la picioarele lui și a iertat păcatele. Hristos s-a dus în casa păcătoșilor și a stat la masă cu ei, vestind împărăția. Hristos a consolidat relația de familie și a zis, voi spuneți că dacă face ceva greșit soțul sau soția, să vă despărțiți, dar eu vă spun, Dumnezeu n-a vrut de la început să fie așa. Și Domnul Iisus Hristos întoarce toate lucrurile, le dă peste cap în perspectiva sa divină, pentru că în Efeseni, capitolul 2, versetul 3, de la 13 până la 18, spune, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor și orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Iată cât de consolidată este viziunea despre restaurarea relațiilor. Crucea lui Hristos. Prin crucea lui Hristos, prin jertfa lui Hristos, numai că păcatele noastre au fost înlăturate, ci s-a produs cea mai mare împăcare și cea mai mare restaurare. Cuvântul împăcat, de fapt, este reconciliere. Reconciliere, de fapt, este restaurare. Și a restaurat pe om relația omului cu relația lui Dumnezeu. Prin cruce, omul care a fost îndepărtat de Dumnezeu datorită păcatului este adus împreună. Baza creștinismului are de-a face cu împăcare și cu restaurarea relațiilor. Are de-a face cu unirea la ceea ce a fost despărțit. De aceea, când se produce despărțire, când vedeți că se întâmplă lucrul acesta în casa voastră, în biserică, cu prietenii, țineți minte, nu este gândirea lui Dumnezeu. Este gândirea lui Dumnezeu când are de-a face cu păcatul. Este gândirea lui Dumnezeu când prietenii tăi o iau pe o cale și tu mergi pe altă cale și ei te atrag pe calea aceea care nu este a lui Dumnezeu. Atunci, da, trebuie să te desparți. Este prețul acela. Este crucea aceea care trebuie să o iei. Dar atenție! Noi astăzi trăim relații distruse în biserică, în familie, datorită faptului că n-am avut parte de restaurare emoțională. Acționăm prin prisma emoțiilor noastre, acționăm prin prisma rănilor noastre, acționăm prin prisma trecutului nostru. Și vreau să vă spun un lucru, un semnal de alarmă care vi-l trag în această dimineață. Rezolvați-vă! Rezolvați-vă problemele! Nu persoana din fața ta este de vină, ci tu ai o problemă. Vă dați seama, așa au putut sta credincioșii în arenele romane, fiind dați la lei, stând și zâmbind și binecuvântându-L pe Domnul și rugându-se.
pentru că și-au găsit pacea în Hristos. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Încheiem slujba aceasta. Vă invit să ne închidem ochii, să ne plecăm capetele și lasă-L pe Domnul. În această dimineață nu vreau să pleci din acest loc fără să nu te lași cercetat de Domnul. Nu vreau să pleci din acest loc fără să nu iei o decizie pentru viața ta sau pentru relațiile care ți-au fost distruse. Vedeți, noi oamenii suntem ca ucenicii. Doamne, de câte ori să-L iert de aproape meu? Doamne, e suficient o dată, de două, de trei ori? 70 de ori, câte 7. Cea mai importantă rugăciune conține: iartă-ne greșelile noastre precum și noi iertăm greșelile noastre. Poate Domnul în această dimineață a atins un anumit punct sensibil din viața ta. Poate Domnul vrea ca să-ți arate unde ai falimentat și va trebui să o iei o decizie. Gândește la câteva aspecte. Dacă atitudinea ta în ce privesc cei de altă rasă, de altă etnie, este corectă. Dacă nu, ceri iertare Domnului. Spune: Doamne, iartă-mă. Spune-i Domnului că declară cu buzele tale: Doamne, toți oamenii sunt la fel. Toți oamenii sunt la fel. În Iisus Hristos nu există nicio diferență între copilul Dumnezeu. Gândește dacă relațiile tale descriu caracterul lui Dumnezeu. Tatăl și-a trimis pe Fiul ca să unească ceea ce era despărțit, să restaureze o relație între Dumnezeu și om. Poate unii dintre voi trebuie să facă curat în relațiile pe care le au. Ești tu gata astăzi să ierți așa cum te-a învățat Hristos? Cuvântul ne spune: iertați celor ce v-au greșit precum Hristos v-a iertat. Tată din ceruri, vin înaintea ta și vreau să își cer binecuvântarea Duhului Tău cel Sfânt peste fiecare persoană din acest loc. Doamne, știm că diavolul întotdeauna vrea să desbine ceea ce Tu unești. Ne împotrivim în această dimineață, în acest loc, oricărui atac demonic, oricărui lucrări sau oricărui plan de a distruge relația copiilor lui Dumnezeu. Relații de căsnicie, relații de familie, soț, soție, tată, copil, copil, tată, mamă, copil, copil, mamă. La unii în această dimineață Domnul vă spune: dă-i drumul, iartă. Astăzi este momentul să ierți. Pune-i capăt acestui drum ciclic de a te întoarce înapoi și înapoi în acel punct, să spui: Domn, ai, poate te-ai legat cu gura ta și ai spus: Domnule, nu pot să iert. Nu pot să iert. Cere iertare Domnului în această dimineață și spune: Doamne, iartă-mă că am spus lucrul acesta. Mă desleg de cuvintele mele. Și alege în această dimineață să-i spui Domnului: Doamne, cum Tu m-ai învățat în rugăciunea domnească, aleg în această dimineață să iert. Așa cum Tu m-ai iertat, fără ca să merit, în această dimineață eu aleg să iert. Unii dintre voi aveți blocaj în viața voastră. Undeva v-ați blocat și de acolo n-ați mai avut parte de binecuvântare și de creștere. Pentru că n-ați depășit acea barieră a iertării. Întoarceți fața către Domnul și spune: Doamne, aleg astăzi să iubesc pe celui care m-a greșit,
să binecuvântez pe cel care m-a blestemat, să mă rog pentru dușmanul meu. Poate ai fost înșelat, poate ai fost jignit, dar Domnul nu face compromis. El îți înțelege emoția, îți înțelege trăirea. Primește în această dimineață harul lui. Primește har ca să poți da har. Primește dragoste ca să poți da dragoste. Primește iertarea lui ca să poți da iertare. De la noi înșine nu putem. Precum Hristos, așa și noi. Precum Hristos, așa și noi. Spune împreună cu mine în această dimineață: precum ai făcut tu, Iisuse. Haideți încă o dată. Precum ai făcut tu, Iisuse. Vreau să fac și eu. Să iert. Să iubesc. Să binecuvântez. Amin.